Și cu fetele cum stai? Bă, frate, s-a stat bine, da? După emisiune toate alea. Da, atunci, da, a bine? A fost mers bine, na, ce te faci acum? Ai avut agenda plină? Ha? Crezi că dacă era o altă persoană în afara, nu știu, în afara Bianca, era o altă fată acolo, crezi că era mai bine? Gen să fiu împreună cu o altă, da, fată? Da, da. Dacă ai fi mai, dacă ai mai fi repetat încă o dată experiența, ai fi ales toată aceeași fată? Să știi acum, să ai gândirea de acum. Ai mai fi ales aceeași fată, nu știu. Știu că tu mai aveai câteva atracții pentru anumite fete de acolo. Știu că aveam alte atracții pentru anumite fete de acolo, evident. Că până la urmă... Când au scris pe internet, cum, precum că te-au văzut într-un club cu o fată, ceva de genul ăsta. Da. Deci știu că... Bine, acum poate sunt indiscret. Știu că aveai o mică legătură cu Emma, tu. A, da, mai vorbiserăm, da. Ți-a plăcut de Emma? Da, dar am și chemat-o prima oară în Camera Roșie. Nu cred că e ceva ieșit din comun. Da, da, bine, lasă Casa Iubirii. După Casa Iubirii. Da, mai vorbim și după. Păi dacă am chemat-o în Camera Roșie, înseamnă că automat avem o atracție pentru ea. Și nu s-a legat nimic? Ai suferit mult după ea?